La concurs pot participa bărbați, dar și femei care își doresc o carieră în poliție și care nu au activat până acum în acest domeniu. Începând de luni, viitorii candidați sunt așteptați la sediul inspectoratului nostru pentru a-și depune dosarele. Aceștia urmează să susțină o probă de verificare a cunoștințelor pe data de 14 mai 2016. Până la această probă, ei vor trebui să treacă prin mai multe vizite medicale, dar și testarea aptitudinilor fizice. Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliție comunale din județul Dolj.